În fiecare noapte se aud sunete ciudate din oceanul de lângă casa mea din Minecraft. Așa că astăzi m-am decis să mă duc să verific, să văd dacă se află ceva acolo și am rămas absolut șocat de ce am găsit. Tocmai ce am ajuns acasă și voiam să mă bag la culcare pentru că am avut o zi foarte, foarte lungă și sunt mor de oboseală, însă fix în momentul în care m-am pus în pat, am auzit un sunet super ciudat care a venit din oceanul de lângă casa mea. Deci, fraților, nici măcar nu știu cum să vă explic acest sunet. Nu mă înțelegeți greșit, sau am auzit sunete ciudate. Chiar acum se aud sunete ciudate din cauza acestor zombie. Însă de fiecare dată nu m-am băgat de seamă pentru că, na, mă gândeam că sunt zombie, mă gândeam că sunt și zombie aia care locuiesc în ocean, poate sunt niște pești, nu știu ce. Mai am și un village lângă, deci poate putea să vină și de acolo. Însă de data aceasta, sunetul a fost diferit, bro. Nici măcar nu știu cum să vă explic. Parcă era un țipăt, însă nu un țipăt de om și nici un țipăt pe care să-l mai fi auzit până acum în Minecraft, gen. Adică nu era un țipăt de la mob sau ceva de genul. Parcă era, să spun așa, un țipăt de balenă sau, nu știu, de o creatură foarte mare, pentru că s-a auzit așa foarte, foarte, foarte tare timp de câteva secunde. Mamă, și chiar m-am panicat, frate, eu chiar voiam să mă bag la somn, eram mor de oboseală, însă când am auzit sunetul ăsta, m-am panicat pe bune. Dar, nu știu, hai să merg în village-ul de lângă, v-am zis, locuiesc lângă un village, să văd dacă și ei auzi sunetul ăsta, dacă știu care-i treaba. Eu abia ce m-am mutat aici, nu prea știu care-i treaba, însă v-am zis, în fiecare seară tot aud sunete ciudate din locul ăsta, însă n-am gândit că, uite, zombie ăștia, am mai văzut și foarte mulți zombie drowned, cred că se numește, gen zombie aia care sunt numai în ocean, și îți dai seama că ei ascund niște sunete foarte, foarte ciudate, însă în rest n-am mai auzit niciun sunet. Și ceea ce tocmai am auzit acum chiar m-a speriat puțin, n-am să vă mint. În fine, hai să mergem în village-ul de lângă să intrăm să văd dacă și a auzit, bro, sau poate toată lumea doarme acolo. Ia să mergem. Mamă, ia uite. Bro, vin mobii ăștia după mine, man. Ok. Băi, e foarte ciudat ce se întâmplă în momentul de față, frățul. Ok, se pare că villagerii nu dorm. Mamă, dar uite pe mobii ăștia, bro. Bă, dar ce face Iron Golem-ul de la village-ul ăsta? Se pare că nu dorm, poate și ei au fost treziți de sunet. Bună ziua, domnule villager. Auziți, știu că vine acum seara cu o întrebare super ciudată, dar ați auzit și dumneavoastră sunetul din ocean? Adică, băi, s-a auzit foarte, foarte tare și cel puțin pe mine chiar m-a speriat. Mamă, bă, dar câți mobi sunt aici, bro? Sunt inuman de mulți mobi. Ai auzit și tu, Marius, nu? Parcă niște țipete care vin de la o balenă. Băi, asta am zis și eu. Ok, nu o balenă, bro, băi, dar ceva. Habar n-am cum să explic. M-am trezit instant. Nu știu ce se află acolo, dar e clar că eu noaptea asta nu mai dorm. Mamă, dacă îți mobis aici, bro, mă enervează maxim. Ok, deci nu sunt nebun. Nu sunt nebun, asta e foarte bine. Că nu sunt nebun și că se pare că și villagerii ăștia au auzit aceeași chestie, bro. Bă, dar ce face Iron Golem-ul ăla, bro, trolează? Pentru vezi că mă bag cu ăștia aici. Hai să vedem, da, deci stai că ăsta a zis că nu știe ce e. Poate știe cineva ce e. Bună seara, bună seara, domnule Village. Mamă, cred că Lucela te-am zis bună ziua. Cred, nu știu, o fică din greșeală. Bună seara, am și o întrebare. Ați auzit sunetul din ocean? Eu nu mă mai culc. 100% se află ceva în apa aia care vrea să ne facă rău. Băi, s-ar putea, frate, cum mi zice. Sincer, acum dacă stăm să o dăm pe explicații logice, gen, și să nu ne panicăm așa ca proștii, eu cred că, cum mi spune, poate să fie, pot să fie niște balene, niște pești care s-au bătut sau ceva de genul și de-aia să se fie auzit așa. Adică există și foarte multe explicații logice, n-are sens să ne panicăm, să credem că e ceva creatură care vrea să ne facă rău. Bună ziua, ați auzit și dumneavoastră sunetul din ocean? Bună ziua, bună seara. Nu te panica, tinere, merge înapoi la somn. Nu, că eu nu sunt panicat, nu. În cel mai rău caz a fost o bătălie între balene și de-aia s-a auzit sunetul ăla, fix și am zis și eu. Uite, acum nu se mai aude, nu-i crede pe toți proștii ăștia, sunt pur și simplu fricoși. Bă, are și adredatea lui, adică s-a auzit numai o dată, gen. Uitați-vă, acum nu se mai aude. Și s-a auzit gen 5 secunde, ca un țipăt, v-am spus, fraților, și nu se mai aude. Acum, deci putem să fim în siguranță. Opa, avem o problemă aici cu un villager. În fine, fraților, uite, hai să-l mai întreb și pe ăsta și după mă duc acasă, că văd că și ăsta e afară din casă. În rest, toți sunt la culcare. Bună seara, domnule villager, ați auzit și dumneavoastră sunetul? Știți cumva care, mă, pleacă-mă de aici, care e treaba cu el? Cred că acolo se află mai mult decât niște balene care s-au bătut. Ok, deci ăștia deja au discutat despre balene. Bă, și eu cred că, ok, nu balene, nu știu, fraților. Băi, știi ce să vă spun, nu știu ce e, dar băi, e bine că s-a, cum mi spune, e bine că s-a terminat, știi ce zic?
Adică na, hai să mă duc înapoi la somn. Sper că m-am panicat degeaba. V-am spus, deci vezi eu când am auzit sunetul, man, îmi pare rău că n-aveam filmarea pornită. Bă, dacă n-am auzit sunetul, am trăit așa din patici, nebun. Efectiv, m-am panicat rău, rău, rău de tot, bro. Și m-am zis, eu aud sunete în fiecare noapte de aici. S-au auzit sunete ciudate, că na, stau fix lângă ocean. M-am găsit și eu să-mi fac casa fix lângă ocean. Știi ce zic? Adică, na, asta a fost într-un fel. Nu pot să zic că greșeala mea, că îmi place cum e casa. Da, da, trebuie să mă obișnuiesc cu sunetele de genul. Hai să mă bag la somn. Sper să nu se mai întâmple ceva ciudat noaptea asta. Bună dimineața, fraților. Abia ce m-am trezit și sincer să vă spun, nu s-a mai întâmplat nimic ciudat aseară, însă, fiți atenți, foarte important, au fost niște sunete iară foarte, foarte ciudate. Și uitați-vă la chestia asta, e rotten flesh în apă. Da? Adică înseamnă că cineva a murit acolo și s-ar putea să fie vorba de zombi normal sau de drown zombie. Însă cineva a murit acolo în apă. S-au auzit iar niște sunete ciudate. Însă na, nu știu, v-am zis, aud foarte multe sunete în oceanul ăsta și nu știu exact dacă le-am mai auzit înainte sau nu. Însă un sunet ca ăla cu, gen, să spunem așa, presupusa balenă care făcea nu știu cum. Sincer să vă spun, fraților, nu n-a mai fost, adică totul e ok. Hai să mergem și la villager să-i întreb care-i treaba. Bă, deci a avut dreptate, deci ăia n-au mai dormit toată noaptea, s-au speriat, vă dați seama, fraților. Însă villagerul ăla a avut dreptate și a zis că na, poate a fost doar o bătălie și că puteam să mă duc la somn liniștit. Lucru pe care l-am și făcut totodată. Hai să vedem ce mai fac villagerii noștri, man, mamă, dar... Bă, dar e ciudat, bro, ce caută, bro, ia stai puțin. Ce caută rotten flash-ul ăsta aici, deci nu știu, tot mă uit la el, bă, și chiar mă sperie puțin. Ia uite, bro, zombie a drowned. Poate ăștia au făcut sunetele, man, ia uite cât ies! Băi, este, bă, s-ar putea chiar fixii să fi făcut sunetele. Ia uite și acolo jos, bro. Ok, bă, oceanul ăsta, zice să vă spun, faptul este foarte adânc, vedeți că sunt foarte multe crăpături acolo, adică, na, dacă e să fie vreo creatură, 100% e foarte bine ascunsă, ia, mor, mă, frate, că deja mă enervezi, mor, bă, s-ar putea să fie de la aia, hai să lăsăm astea aici. Bun, haideți să mergem să vedem ce fac villagerii, să vedem dacă, cum zice, mai sunt panicați de sunetul ăla sau nu. Oh, ce face villagerul ăsta, fraților? Își face un update la casă? Își pune, cum îi spune, își pune gratii? Ce faci, domnule villager? Vă puneți gratii la casă? Care-i treaba? Așa de rău v-ați panicat, credeți că vine cineva? Marius, aseară satul nostru a fost atacat. Fără, băi, nu vreau să te fac minciună sau ceva de genul, dar... Satul vostru arată gen foarte bine, adică nu înțeleg unde a fost atacat. Uitați-vă, fraților, adică... Păi da, și atacatorul ăsta ce a furat, merg, că nu s-a furat nimic aici, de bun. Uitați-vă, și fermele sunt la locul lor. Cum adică satul vostru a fost atacat, că nu înțeleg, man. Arată totul super, super normal. Se pare că sunetul din ocean nu erau pur și simplu două balene care se băteau. Bă, dar ce atac a fost? Uite, e ferm aici, ce atac? Era vorba de mult mai mult. Niște oameni au murit și și-au pierdut casa. Care casă, bă, că toate casele aici, bă, ăsta e nebun? Ajută-mă să-mi acopăr fața cu câte gratii mi-au mai rămas. Mă, adică să acoperi fața. Asta o să mă ajute să supraviețuiesc diseară. Bă, tu ești nebun, bro? Bă, cred că asta a luat o razna. Cred că, cum îi spune fraților, l-o nebunit sunetul. Bro, da, de ce să... Bă, eu îți spun, frățiorul, gratii, că tu mi-ai cerut, dar... N-are niciun sens, men, că nu s-a stricat nimic. Bă, da, sau sunt eu prost? Și chiar s-a întâmplat ceva, bro? Uite, în partea aia nu s-a întâmplat nimica. Oh! Oh! Oh my god! Chiar s-a întâmplat ceva în video-ul ăsta, man. Mamă, ceva a venit din ocean. Bă, uitați-vă cum e apa asta aici, cum stă apa. Bă, voi vedeți? Fraților, ceva a venit din ocean. Mamă, și cred că aici mai era o casă. Dacă... Da! Ia uite, bă, ia uite, fraților, uite scara. Holy shit, ok, asta e horror. Asta chiar n-am să vă vedeți, asta este chiar foarte, foarte horror. Ok, stai că am ceva pe microfon. Bun, foarte, foarte ciudat. Hai să mă duc să-l ajut pe ăla, bă, și să-i întreb ăștia ce s-a întâmplat. Mamă, fraților, deci chiar nu mă așteptam. Credeam că omul ăsta face de nebun așa, știi ce zic? Mamă, dar cum adică? Dar ce a atacat, bro, și de ce atacul a fost doar la casa aia, știi ce zic? Gen, poate v-ați gândit că poate casa aia, stăteanul din casa aia, avea vreun dușman care a venit și a pus TNT-uri?
Însă nu cred, au zis că a fost ceva din ocean. În fine, hai să punem toate astea, să-l ajut și eu pe villagerul ăsta, că și oamenii ăștia m-au ajutat pe mine foarte, foarte mult. Tocmai de aceea, fraților, am și insistat să vin aici să văd cum se simt, pentru că na, au fost niște oameni chiar foarte de treabă cu mine. În fine, hai să mergem. Uite, vedeți că toți își pun gratii. Dar de ce își pun gratii, bro? Nu înțeleg. Bună ziua, văd că și dumneavoastră vă puneți gratii. Care-i treaba cu astea? Aseară Bloop a lovit. Creatura de Bloop? Ok, fraților, situația devine din ce în ce mai ciudată. Cum adică creatura de Bloop? A mușcat cu gura lui gigantică o parte din sat și se spune că diseară va ataca din nou, așa că trebuie să ne pregătim, ajută-mă, te rog. Fraților, bănesc că știți și voi care-i treaba cu creatura de Bloop. Creatura de Bloop este cel mai gigantic pește care a existat vreodată și are o gură gigantică, gigantică e puțin spus. Bro, și Bloop a atacat satul ăsta, man? Și diseară o să mai atace încă o dată? De unde știi, man? Hai că te ajut și pe tine, bro, că nu-mi pică coroana. Bă, dar stai, fraților, cum adică? Păi bă, dacă a atacat Bloop, sincer, chiar au, cum îi spune, au ieșit destul de bine. Au ieșit destul de bine că a atacat doar acolo, man. Dar stai că Bloop, fraților, cred că e mult mai gigantic, man. Gura lui ăla ar fi înghițit tot satul. Pur și simplu ar fi înghițit tot satul direct. Chiar nu-ți refaci ce se întâmplă, man. Hai că pun astea aici și după mă duc să mai văd. Am văzut că și acolo lângă era un villager, bro, uite în partea aia. Dar hai să vedem aici, s-a întâmplat ceva. Păi asta e puțin, frate. Dacă e creatura de Bloop, care e dita mai creatura care e periculoasă, crezi că o să oprească niște gratii, man? Crezi că o să oprească niște gratii să facă ceea ce vrea? Băi, eu zic că nu. Sincer să vă spun, eu zic că nu. Uite, bă, și aici așa pus ăsta. Ce faci, băi, ți-ai pus și tu gratii? Eu simt că se întâmplă ceva la mijloc. Eu nu l-am auzit pe Bloop aseară. Dacă mușca din viliș, trebuia să-l aud, nu? Băi, asta spune, faci eu că chiar are dreptate băiatul ăsta. Adică dacă Bloop a făcut sunetul ăla, da, gen de aseară, sunetul pe care l-am auzit toți, în momentul în care a atacat village-ul, bănesc că trebuia să facă alt sunet. Adică gen măcar să se audă că atacă village-ul. Mamă, ok, băi, ai logică, frățiorul, asta chiar e foarte ciudat, da, ai dreptate. Nici eu nu l-am auzit pe Bloop, fraților. Nici eu nu l-am auzit pe Bloop, man. Mamă, dar mă sperie, oare ar trebui, fraților, să-mi pun și eu gratis astea pe casă? Dar de ce să-mi pun? Băi, ia stai să-l întreb ăsta, ăsta poate știe că i-a murit fix vecinul. Bună ziua, vă rog, eu am și niște întrebări la dumneavoastră. Deci am auzit că Bloop a venit aici, a atacat. Care-i treaba? De ce a atacat? Cine a murit? Eu locuiesc lângă, știți unde locuiesc? Să-mi pun și eu gratis? Marius, te rog, nu mai pierde timpul cu atâtea întrebări. Uite ce s-a întâmplat aici. Bloop a lovit aseară și o să lovească și diseară. Dar de unde știi? De unde știi asta? Mergi și fă rost de cât mai multe gratii ca să punem aici în village și să spui și tu la casa ta. Ai timp până diseară, crede-mă, asta o să salveze viața. Bă, sincer, fraților, când mă uit la, să spunem așa, peisajul ăsta și văd ce s-a întâmplat cu persoana care nu și-a pus gratii, cred că o să mă duc, fraților, fiți atenți, o să mă duc la minat. Mai am și eu niște iron acasă, dar, na, cred că nu știu dacă mai am așa de mult. O să mă duc la minat și o să revin diseară, băi și fete. O să revin diseară cu gratile, să-mi pun gratile și sper că atunci să-mi dea mai multe detalii. Eu știu despre creatura de Bloop, însă nu știu cum adică a atacat aseară, o să atace și diseară, punem gratis să ne apărăm de ea. Nu știu, pentru mine nu prea are sens povestea asta. Haideți, fraților, că am ajuns și eu înapoi în village. Mamă, frate, după ore întregi de minat am reușit să vin. Uitați-vă aici. Mamă, stai că mă urmăresc ăștia, bro. Bă, dar ăștia mă urmăresc, fraților, de zeci de metri. Ia, muriți, men, odată. Fiți atenți, fraților, aici cât iron am. L-am prăjit eu, uitați, am aici 6 furnale. L-am pus eu acolo cât timp minam, am făcut foarte mult iron. Băi, și cred că am luat iron ca să fac iron bars-uri pentru 3 sate, știi ce zic? Însă e bine că vreau să ne apărăm. Hai să vedem ce mai fac villagerii ăștia. Ăsta e aici? Ok, ăsta doarme din câte pot observa, dar parcă nu era villagerul ăla. Ok. Ia uite, bă, ăsta și-a mai făcut aici. Bă, de unde sunt toți? Aici, ăsta e casa lui băiatul ăsta, ia. Bună seara. Bă, unde au plecat toți, fraților? Bă, ăsta e. Hai că iau și o pâine asta. Unde au plecat toți, fraților? Ia uite-l pe ăla mic. Băi, fraților, unde au plecat toți villagerii? Ești de bun? Uite, și-a pus și cineva aici. Și-a pus cineva aici, de aici nu-i nimeni.
Bun, unde au plecat toți villagerii, bro? Unde sunt toți, man? Aici e cineva? A, ah, uite-l pe ăsta! Băi, ia, cum îi zice? Bună seara! Ia, uitați-vă ce am aici pe zia. Ia, vedeți aici, ia, ia, stați două secunde. Am aici 200, aproape 200 de bucăți de iron, 190 și ceva de bucăți de iron. Dar îmi puteți spune care-i treaba cu Bloop în primul rând și unde sunt toți villagerii, că nu prea înțeleg. Nu contează, s-au crezut inteligenți, dar lasă că o să vadă ei. Cum adică s-au crezut inteligenți? Bă, răspunde până la întrebări. Eu am fost acolo, l-am văzut pe The Bloop și ei își permis să mă contrazică, în fine. Cum adică să te contrazică? Adică ei nu cred că l-ai văzut pe The Bloop? Deci, Marius, trebuie să mergi neapărat acasă la tine și să-ți înconjori toată casa cu gratii. Pentru că seara asta o să atace din nou. Băi, ești tu sigur, bro? Aseară, The Bloop și-a deschis gura gigantică și ne-a mâncat o casă din village. Dacă o deschidea puțin mai larg, eu nu mai eram aici. Bă, corect, uitați-vă, deci nu știu dacă asta e casa lui, dar băiatul din casa aia cred că s-a dus, nu? Adică, uitați-vă cum e casa asta, adică e gen fix așa pe jumate. Știi ce zic? Crede-mă, știu ce fac, citește cartea aia. Bă, eu înțeleg că tu știi ce faci, bă, dar se pare că lumea nu prea are încredere de tine că am plecat din sat. Hai să vedem. The Bloop este o creatură care bântuie oceanele din Minecraft de peste 5 ani de zile. Nu este un coșmar doar pentru sătenii care locuiesc lângă ocean, ci este un coșmar și pentru peștii de acolo. Bloop este cea mai gigantică creatură pe care o să o vezi vreodată și de departe cea mai periculoasă. Ea nu este în evidență datorită vitezii sau puterii, nu. Pur și simplu are o gură gigantică care, dacă este deschisă la capacitate maximă, poate să înghită câte două villageri deodată. What? Mamă, ok, asta e insane. Asta chiar e insane. Două villageri deodată dacă deschide gura la maxim. What, bro? Dacă poate să facă asta, gândiți-vă câți pești poate să mănânce dintr-o singură gură. Mie, ești nebună? Ei bine, există un ghid de supraviețuire în ceea ce privește atacurile lui Bloop. Păi se pare că voi ăștia din village nu prea l-ați urmat, frate, având în vedere că, da, avem aici obiectul muncii, să spunem așa. Bun, deci stai, există așa. Peștii sărăcuții de ei nu pot supraviețui, însă noi oamenii putem. Stai să intru înăuntru, fraților, ca nu cumva să vină cineva pe aici și să mă sperie. Un lucru foarte ciudat de la această creatură este că singura modalitate prin care atacă oamenii este prin a mânca construcțiile de la malul oceanului. Aceasta se simte amenințată și crede că oamenii se vor extinde cu construcțiile și vor fura din teritoriu. Mamă, bă, are sens. Are sens asta, face, poate și mamă, păi asta înseamnă că e nervoasă și pe mine, că eu am casa fix lângă ocean, bro. Chiar dacă nu e cazul aproape niciodată, ea asta crede. Bloop niciodată nu o să atace un om care merge pe ocean cu barca sau chiar și un om care înoată. Momentan nu s-a descoperit niciun caz de genul. Singurele cazuri în care Bloop a omorât oameni a fost cel în care aceștia se aflau în niște case lângă ocean și au avut marele ghinion să fie înghițiți de Bloop. Păi asta-i face-o că acum fiți să vă dau mare spoiler. Păi din ce am citit până acum, înseamnă că singurul ghid de supraviețuire în ceea ce privește atacurile lui Bloop este să nu-ți faci o casă lângă ocean. Lucru care e o problemă destul de mare atât pentru mine cât și pentru băieții din village ăsta. Pentru că na, e un village lângă ocean, eu am o casă pe care am construit-o și pe care n-aș vrea să o abandonez lângă ocean. Adică gen, noi ce facem? Dar, dacă o persoană sau două sunt ucise de Bloop... Oh, bă, stai. Cum era? Și-au avut... Așa. Ok. Dar, dacă o persoană sau două sunt ucise de Bloop, ceilalți săteni trebuie să se pregătească. De ce? Vedeți voi, Bloop niciodată nu mănâncă un sat din prima. Acesta are două etape. Prima dată vine și mușcă din sat și distruge maxim 2-3 case, iar după a doua noapte vine și mănâncă tot satul. Păi asta înseamnă, faci o casă din noaptea în care urmează să mănânce tot satul. Bă, dar stai puțin, dar... Faci-o, e noapte. Și deja e noapte de foarte mult timp, gândiți-vă. Adică, gen, cred că suntem mai aproape de dimineață decât suntem de miezul nopții, știi ce zic? Și eu am ieșit din mină, nici măcar n-am mai auzit. Ok, am fost și la minat în partea aia. Însă nici măcar nu se aud sunete ciudate și după cum puteți vedea, eu nu văd niciun Bloop pe aici. Ciudat. Păi și când ar trebui să atace, dacă n-atacă acum? Dacă sunt și două sate, unul lângă altul, s-ar putea să încape în gura lui Bloop. Mamă! Dar sătenii se pot apăra printr-o metodă foarte ușoară. Mai exact, prin garduri de fier foarte înalte. Nu se știe de ce, însă Bloop urăște fierul.
Nu doar el, ci și gura lui. Dacă Bloop deschide gura și acesta, și aceasta este zgâriată de fier, începe să țipe, dar se îndepărtează. Oh, de-aia și-au pus ei fier, fraților. Din fericire nu e foarte răzbunător și sunt șanse foarte mari să nu se mai întoarcă niciodată în locul respectiv, pentru că nu vrea ca gura să-i fie stricată. Puneți-vă gratile și țineți-vă bine. Băi, frățiorul, ok, bun. Mulțumesc, frățiorul, de informații. Băi, frățiorul, eu stați că nu înțeleg o chestie. Bun, deci practic, dacă, deci villagerii ăștia și-au făcut treaba, au pus gratile, nu chiar toți, însă aia, na, unii au pus. Acum, de ce au plecat? Adică, ați observat că la început, când am început să vorbesc cu ăsta, mi-a zis că, băi, sunt niște încăpățânați, că eu l-am văzut pe The Bloop, că ei nu mă cred, că prostii de astea, știi ce zic? Însă acum, dacă stăm să ne uităm, satul e cam plin, uite și pe partea, e cam plin de gratii. Deci dacă vine The Bloop, înseamnă că, na, nu o să le facă nimic, o să încercă să-i mănânce, da? Și doar atâta. Dar în rest, fraților, nimic mai mult, gen, de ce au plecat ăia? Băi, e foarte ciudat. Eu, sincer să vă spun, nu prea știu ce să cred despre acea legendă. Însă, o să mă duc la mine acasă și o să-mi pun gratile acolo, bro. Pentru că, na, e un semn de asta de siguranță. Și totodată, cred că dacă arată mișto și mă păzesc de mob ca ăștia, 100% poate o să mai, cum îi zice, o să le țin acolo și n-o să le dau jos. Băi, asta-i. Băi, alo. Alo, băi, asta-i. Aha, hai teme, sunt aici. Ce cauți, bă, în casa mea, a? Cine ești? Marius, nu fă greșeala asta. Ce greșeală să fac? Nu pune gratii de iron în jurul casei tale. Crede-mă, asta o să te omoare. Prute. Ok, faci, stați puțin că situația devine extrem de ciudată. De unde știi tu că voiam să pun gratii de iron, a? Probabil ai observat că nu mai e nimeni în village, pentru că ne-am dat seama cine a atacat seara trecută. The Bloop v-a atacat seara trecută, nu era ăla de a zis că l-a văzut pe The Bloop? Nu era vorba de The Bloop! Dar de cine? Nu știu de ce să te anul ăla aminte, sau poate chiar l-a văzut pe The Bloop, dar nu el ne-a atacat. Dar cine v-a atacat, bro? Băi, asta e când... Bă, dar și tu de unde știi, bro, că vreau să-mi pun gratii de-astea? Băi, e foarte ciudat ce se întâmplă. Ci e vorba de creaturile roșii. Cine sunt creaturile roșii, fraților? Săteanul care din păcate a murit aseară a crezut aceeași chestie, că vine The Bloop. Așa că a vrut să se apere prin bare de fier și fix după ce le-a pus a fost ucis. Adică mitul ăsta trebuie să pui gratii de fier să te apere de The Bloop e fals? Lasă-mă să-ți explic cât mai pe scurt se poate. Tu faci ce vrei, nu e treaba mea. Ia să vedem, frate, despre ce vorba, mamă, deci acum e răsturare de situație, bro, eu am venit aici, mă așteptam să pun gratis, să nu știu ce, și ăsta îmi zice că dacă o să pun gratis, o să mor. Bă, da, cum adică o să mor, bro? Adică, băi, uite, să zicem că nu e The Bloop, da, și sunt creaturile astea de care zici tu. Nu e foarte bine că am casa înconjurată de gratis, orice ar fi, știi ce zic? Creaturile roșii sunt creaturi care stau pe fundul oceanului și au fost create din resturile de fier aruncate în ocean, ok? Acestea au un aspect foarte ciudat, au culoarea roșu deschis și niște mâini slash picioare foarte, foarte lungi, ok? Dacă vrei să nu ai treabă cu ele, trebuie să faci un singur lucru, să nu ai construcții de fier în apropierea casei tale. Fărților, eu nu înțeleg, de ce ăla am zice să pun fier? Ăsta am zice să nu pun fier, băi, eu nu înțeleg. Acestea sunt atrase foarte mult de fier, pentru că știu că dacă le aduc în ocean, o să poate să-și facă un nou prieten. Ok, asta are sens. Mai exact, o nouă creatură roșie. Dacă știi că ai casa lângă ocean sau lângă o mare mai mare, încearcă să eviți cât mai mult construcțiile de iron. Pentru că chiar dacă ți-ai făcut construcții de iron și n-ai pățit nimic, creaturile roșii călătoresc foarte mult și odată și odată o să vină și la tine. Bă, sincer să spun, frățioro, bă, e foarte, foarte ușor față, adică eu trebuie acum, practic, sunt pus în situația să aleg, gen, ce cred eu că a fost. Dacă a fost The Bloop, trebuie să pun gratii, dacă au fost aceste creaturi, nu trebuie să pun gratii. Bă, sincer să zic, frățioro, n-am nimica cu tine, dar te rog să pleci respectos din casa mea, dar... Eu nu cred că niște creaturi roșii ar fi putut să facă chestia. Adică, față voi, ați văzut, se vedea clar, nu știu, să spunem așa, forma prin care a fost distrus village-ul. Se vedea clar că a fost așa o mușcătură mare.
Creaturile astea roșii, din câte mi-ai spus, nu sunt gigantice, numai că au mâinile și picioarele lungi. Așa că îmi pare foarte, foarte rău, frățioro. Dar eu, ia, vedeți ce o să fac aici. Mamă, pă, dar ia, stai, frate, băi, a făcut prea multe Iron Bars-uri. Ia că le punem aici. Punem, stai, că punem și jos aici, mă, Marius, pune toate chestiile astea. Deci, da, frățioro, chiar nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic legătură cu asta, însă, frățioro, zic de pe acum că o să-mi pun gratii lângă casă. Uite, frățioro, o să pun așa. Eu zic că nu o să se întâmple nimica. Sincer să vă spun, chiar eu zic că nu o să se întâmple nimica. Sper să nu se întâmple nimica. Dar cred mai mult, adică, na, se pare că acum mi-am dat seama de... Băi, ce faci, mă? Bă, pleacă, mă, mamă, ce m-a speriat. Se pare, frate, că acum mi-am dat seama de ce vorbea Săteanul ăla când m-am dus la el. De zicea că ăștia sunt nebuni, nu cred în mine. Vorbea de oamenii ca băiatul ăsta, frate, care... Așa. Vorbea de oamenii ca băiatul ăsta care nu... care, cum zice, care n-au crezut că el a văzut pe The Blob. Bă, eu nu înțeleg de ce ar minți omul. Gen, adică nu prea are niciun sens să mintă omul că l-a văzut pe The Blob dacă el nu l-a văzut. Adică, ce? Îi crește popularitatea în sat că zice că l-a văzut pe The Blob? Are mai multe gagici sau ce? Că nu înțeleg. Nu prea are niciun sens. Uite, ca să nu zic că pun foarte multe gratii, dar astea, deci am făcut foarte multe gratii. Chiar nu trebuia să fac atât de multe. Stai să le pun pe astea, să le termin prima dată. Am făcut foarte multe gratii, uitați-vă, fraților, o să pun, mor și tu, bă, de aici. O să le pun, uitați-vă, fix așa, da? Bă, eu zic, uite, hai, tu să pleci de aici, mamă, dar stai să eu mor pe ăștia ca să poți să pleci. Deci eu zic, fraților, că așa e totul bine. Eu acum, uite, mi-am echipat casa, v-am zis, să cred mai mult pe ăla cu The Blob decât pe ăsta cu creaturile roșii și o să mă bag înăuntru și voi aștepta să mă trezesc de dimineață, sper, să nu cumva să aud iar un sunet ciudat și să se întâmple ceva nașpa. Și tu, te rog să pleci din casa mea. Fraților, în momentul ăsta sunt foarte, foarte panicat pentru că din nou s-au auzit sunete ciudate din ocean. Însă de data asta nu era, gen, n-a fost un sunet cum a fost ăla, gen de balenă, ceva râs, nu știu ce. Au fost niște, cum îi spune fațul, niște plânsete parcă, dar iară de creatori, adică nu erau plânsete umane. Mamă, ok, băi fațul, deci văd că momentan, chiar dacă s-au... Ia stai că s-a auzit ceva din aurii. Cred că a fost un drown zombie. Sper că a fost un drown zombie. Deci, fraților, cum mi spune că, mamă, m-a trezit așa, sunat așa pe nepregătite. Se pare că, momentan, casa mea n-a fost atacată de nimica, din câte pot observa. Adică, n-a venit nici The Blob, n-a venit nici creaturile roșii. Sunt curios să-mi vidici care-i treaba, bro. Mamă, fraților, bă, dar s-au auzit sunete super ciudate, bro. Uite, și video de aici pare ok. Bă, dar s-au auzit sunete super ciudate, vă spun serios. Mamă, man, ok, foarte, foarte ciudat ce s-a întâmplat, bro. Extrem de ciudat ce s-a întâmplat. Hai să vedem în village cum stă situația. Sunt curios dacă villagerul ăla a supraviețuit sau nu. Ei au plecat, fraților, pentru că nu l-au ascultat pe... ăla. Village-ul e distrus, bro! Dar cine l-a distrus, man? Aici... What?! Fraților? Ok, se pare că... Cum mi spune? Se pare că Săteanul ăla care a venit la mine acasă a avut... No. Se pare că a avut dreptate. No. Băi, fraților, nu e vorba de... Mamă, bă, pleacă-mă, de ce, mamă, ce m-a speriat. Nu e vorba de The Blob, ci e vorba de creaturile roșii. Bă, voi vedeți cum arată? Mamă, cred că și-a dat aripi Săteanul meu. Mamă, dar câte sunt, bro, ia stai să mă uit puțin la ele. Mamă, fraților, păi asta înseamnă că trebuie să mă duc, stai, mă uit puțin la ele și după mă duc acasă și dau tot fierul jos, bro, să nu cumva să vină. Mamă, câte sunt, bro, 4 ochi. No. Bă, pleacă. Mamă, fraților, bă, voi, no. Mamă, ce mă sperie, bă, plecați-mă de aici. Băi, fraților, voi vedeți câte sunt, oh my god. Oh my god, bro. No! Am murit. Sparg gratile alea, bă, dar ai prinde creeper pe aici, bă, n-am mai văzut așa ceva cât creeperi. Oh my god, deci mă duc la mine acasă și sparg alea, să nu cumva să ajungă vreo creatură de-asta și acolo. Mamă, hai să mergem rapid, fraților, mamă, bro. Mamă, ce m-am panicat, credeam că l-am fost.
Credeam, fraților, că ăla am fost, ești nebun. Mamă, ce m-am panicat. Bă, de asta e. Mamă, trebuie să sparg gratile de aici, neapărat, fraților. Trebuie să le sparg, bro. Nu știu cine, Doamne, iartă, m-am apus pe mine să pun gratile astea aici, dar trebuie neapărat să le sparg, man. Bă, da, sper, da, bă, e bine, fraților, că din partea asta, gen, din partea mea, de aici, gen, n-a venit nicio creatură, știi ce zic? Dar uite, bă, poate zombii ăștia drown sau... Oh, shit. Oh, shit, fraților. Voiam să zic, poate zombii ăștia drown, dau și eu legătură cu asta. Dar se pare, uite, o creatură acolo. Mamă, frate, eu cred că e prea târziu pentru mine. Cred că de... Băi, băi, ce dai în mine, mă? Cred că deja ăștia m-au găsit. Dar sunt curios, gen, adică ați văzut că au mers în video ăla? Sunt curios dacă o să vină și la mine, bro. Nu că pe bune, chiar trebuie să mă grăbesc, bro. Chiar trebuie să mă duc să-mi spar toate gratile alea. Bro. Bro. Fraților, deja au ajuns la mine acasă! Băi, creaturile roșii deja au ajuns la mine acasă, man! Bă, lasă-mă în pace! Oh my god, fraților, ce mă fac? Nu, 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 nu! Ce mă fac? Trebuie să mă mut de aici? Vreau să trebuie să... No, 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 no! Băi, bă, ok, băi, e bine! Aoleu, aoleu! E bine că n-au nicio treabă cu mine. Au treabă cu alți mobi. Nu? Nu-i așa? N-aveți nicio treabă cu mine, nu? Aveți vreo treabă cu mine? Oh, se pare că au!